Și pentru că sunt adult și am și o prietenă acum, ne-am mutat împreună, că asta faci când ești adult și ai o prietenă, te muți împreună cu ea. Mi-a zis ea. Și stăm împreună, care e super. E mult mai bine acum, adică înainte stăteam singur, în liniște. Acum e altfel. Mult mai altfel. Stăm împreună. Dimineața mă scol, îmi beam cafea, când îmi fac cafeaua, înainte mă scolam, îmi beam cafeaua, stăteam așa, singur, în liniște și îmi beam cafeaua. Și era... Ce viață e aia? Acum ne sculăm, vorbim dimineața, primul lucru care uneori nici nu facem cafea, uneori și începem să vorbim. Păi ne pișatele direct, așa. Începem întâi și vorbim. E mult mai bine, înainte singur nu era. Acum altceva. Uneori vorbim, uneori nici nu vorbesc, vorbește ea pe cea mult ori. Eu nici nu vorbesc. Uneori, că chiar dacă vorbesc, uneori când vorbesc, tot îmi zice ea de fapt ce am vrut eu să zic. Aparent nu nimeresc să zic ce vreau să zic. Și îmi zice ea imediat după ce am zis, îmi zice ea ce am vrut să zic. Și chiar dacă îmi zice ce am vrut să zic, e ceva mai rău decât ce am zis, de fapt. Și se supără. Dar e recomand, dacă vreți ocazia, recomand. E o experiență. Nu poți să treci prin viață fără să... Mult mai bine. E o plăcere. Dar e ok, n-am, adică nu ne... Și când ne certăm, dacă ne certăm, rar, când ne certăm, se întâmplă rar, adică... Mai... Nu știu, maxim, o dată pe zi, maxim. Zic așa, maxim. Și când ne certăm, e limina mea, de obicei. Cădem cu toții de acord, eu și patru prietene de ale ei, cădem pe că e vina mea. Ele au abilitatea asta prin telefon, își dau seama din ce povestește ea, să prind imediat unde am greșit eu, în ce am vrut să zic. E fascinant această abilitate, îmi place. Mă stau și urmăresc așa, uneori nici nu zic nimic, și aflu după aia că am greșit. A doua zi, ne zic nimic. Și n-am. Ce se întâmplă? Aș vrea să o bat. Nu e vorba că n-aș vrea. Mă doresc. Nu asta e problema. Și nu ar fi neapărat, adică nu s-ar sfârși relația acolo. E din Moldova. Adică... S-a șteapt cu oare. Sincer, cred că ar ajuta uneori. Sincer, o smetie din când în când. Ar prinde bine. Ar revitaliza relația. Dar nu pot. Nu e... Trebuie să fii... Nu mai e la mod, acum să mai poartă. Dacă ești în București, nu poți să bați așa direct. Dar nu e, să vede pe ea și să vede. Plus că e mai înaltă ca mine, că e mai înaltă și n-am cum să-i dau. Asta e... Mă ține principal și mi se pare mișelește să o bat în somn. Nu consider că e just. Mă duc că sus în avion și mă duc așa când doarme zi, dar așa cum... Nu e ce trebuie. Că nu înțelege ea, pe urmă, să scoală bătut, dar nu știe de ce, că trebuie să... Că de asta nu vreau să fac copii, că eu vreau să-i bat dacă fac copii. Nu vreau să-i bat neapărat că mă plictisesc ce facem în seara asta, ne uităm la un film sau îl bătem pe Mihăiță. Nu sensul ăsta. Dar mi se pare că Mihăiță, dacă sparge o vază, trebuie să-i dau una lui Mihăiță să înțeleagă să nu mai spargă altă vază a doua oară. Să ține minte chestia asta. Ea nu. Ea consideră că dacă facem copii, e chestia asta cu parenting, am modern, cu toate astea, e, nu știu, s-a uitat și la Cezar și câinii și crede că te înțelegi cu vorba până spargi Mihăiță vaza, atunci și faci Mihăiță la gât. Și înțelege Mihăiță să nu mai spargă altă vază. Că aparent avem mai multe vaze în casa asta cu copii. Că nu știu cine așteaptă să-i ducă flori. Și... Mulțumesc, Alina. Și eu vreau să fac copii ca să-i batem și problema e că eu trebuie să-i bat, că nici nu pot să bat multă vreme la un copil, că crește, începe să crească
Nu durează mult până ajunge la nivelul meu și începe să și acumuleze amintiri. Eu trebuie să-l bat până vreo 3 ani, până când începe să țină minte, nu mai dau, că mi-e frică, nu mai dau. Și dar nu pot să-l bat de față cu asta, că o să-l bat, ea nu vrea să-l bătem, o să ne certăm, nu știu unde. Așa că trebuie să ies cu el în parc să-l bat. Dacă îl fac, să mă... Ceea ce o să fie dificil să te explic cum tot mă duc cu el în parc, cum face. Ce-i vomezi? Ești fără vaza? Hai în parc, zici, hai afară. Hai la... Ia și băta asta de pe zi. Plus că mi-e groază să fac copii. Nu. Mi se pare foarte curajos din partea cuiva care face copii în ziua de astăzi. Să faci copii, că ai o grămadă de pais, atâtea boli și tot felul de lucruri pe care poate să-i se întâmple. O grămadă de violatori și de pedofili și de animale sălbatice, câini, vacaboni pe stradă, tot felul de... Tudor Chirilă, umblă pe străzi.